Jurnalistul Liviu Alexa, patronul postului de televiziune NCN și a rețelei de ziare online Presa Bună, a declarat că este hărțuit și amenințat, inclusiv prin filaj și supraveghere tehnică, de un grup de oameni de afaceri din Cluj, care vor să meargă chiar mult mai departe în demersurile împotriva sa. Practic, la nivelul Clujului, câțiva oameni foarte puternici, de la Ioan Rus până la afaceriști milionari, gen Daniel Metz și alții, sau oameni din sistem, în fostul sistem de servicii secrete, 21 sfert, Virgil Ardelean, complotează, cum să spun, poate un cuvânt prea greu, împotriva unui jurnalist ca mine, adică eu sunt luat la țintă de către acest grup, dorindu-se exterminarea mea sau reducerea mea la tăcere. În ce sens? Că fizic sau în alt sens nu-mi dau seama. Liviu Alex afirmă că este jurnalist de investigații de 20 de ani, că nu se sperie ușor și că în acest caz are informații solide furnizate de oameni de cea mai mare încredere. Alexa spune că oamenii de afaceri respectiv vor să-i închidă gura din cauza anchetelor sale jurnalistice care le-au stricat socotelile. Am informații foarte solide că acest afacerist, domnul Daniel Metz, a contractat serviciile companiei de protecție informativă, de securitate, cum ar veni, a domnului Virgil Ardelean, pentru ca acesta să monitorizeze activitatea mea prin intermediul filajului și supravegherii tehnice. Un lucru pe care îl consider nu numai prea mult, ci și ilegal. Jurnalistul declară că a ajuns să fie vizat direct de acest grup al gulerelor albe, care are conexiuni cu oameni foarte puternici din România. Virgil Ardelean, după pensionarea sa ca șef al 21 sfert, adică o unitate de serviciu secret din direcția Ministerului de Interne, a creat o companie privată de servicii speciale pe care o pune la dispoziția milionarilor, miliardarilor României. Ion Țiriac este client și mulți, mulți alții. Practic am ajuns în situația în care pentru anchetele mele sunt făcut o țintă de către gulerele albe ale Clujului, deranjată de faptul că probabil prin articolele mele le stric ploile. Acești oameni făcând de ani de zile afaceri între ei, cu statul sau în privat, și dat de obicei cu statul și căptușindu-și buzunarele cu multe zeci de milioane de euro. Liviu Alexa mai spune că va sesiza instituțiile abilitate. Eu nu am milioane de euro cu siguranță, dar știu, am încredere în statul român și în instituțiile lui și voi depune cu siguranță plângere împotriva celor trei, Ioan Rus, Daniel Metz și Virgil Ardelean, fiindcă mă simt hărțuit și mă simt amenințat. Liviu Alex, are 39 de ani, este jurnalist de investigații și deține postul de televiziune NCN și o rețea de 15 ziare locale în România sub egida Presa Bună.